Și cum v-a venit ideea să scrieți această carte? Da, nici eu nu știam, nu m-aș fi gândit niciun moment că o să scriu o carte despre Balcic. Pur și simplu am ajuns la Balcic, că sunt aproape 2 ani de atunci. Mi-a plăcut Balcicul, m-a interesat, am vrut să aflu mai multe, am încercat să găsesc câte ceva. De aici a pornit o cercetare și așa s-a înfiripat ideea de a face o carte. Câte zile, din curiozitate. Câte zile ați rămas în Balcic? Eu am fost de 2 ori. Prima oară, deci primul meu contact cu Balcicul, am stat vreo 3 zile atunci și am mai fost încă o dată tot vreo 3 zile. Asta e relația mea directă cu Balcicul. Și anterior știați despre... Știam din cultura mea generală, cum știu multe lucruri, dar destul de vag. Mai povestise și mama mea, dar tot așa puțin, din anii 30, cred că pusese odată ca adolescentă, pusese acolo. Sigur, știam despre ce e vorba, dar nimic mai mult și nu era un subiect care să mă intereseze în mod special. Pur și simplu a fost contactul meu cu Balcicul și am fost într-un fel impresionat, cum au fost mulți dintre cei care au ajuns la Balcic în perioada interbelică. Și ce v-a impresionat sau ați înțeles ce m-a impresionat? E foarte frumos, în primul rând, peisajul natural. E un golf frumos, un peisaj stâncos, accidentat, foarte diferit de litoralul nostru al Mării Negre, care e mai plat, mai puțin interesant. Acolo e spectaculos, într-adevăr, peisajul. Asta m-a impresionat. Și de aici a pornit, încetul cu încetul, mi-a venit ideea de a face o carte. Adică a simțit că lipsește ceva, că da, nu aveați datele pentru... Lipsea o carte, asta am încercat să suplinesc. Și am cercetat, se poate vedea din trimiterile bibliografice, am cercetat foarte, foarte mult. În tot felul de arhive am găsit documente, multe inedite, și am înseilat istoria pe care o vedeți acum. Și ce documente inedite ați descoperit? Am multe, precum jurnalul Reginei Maria, care e publicat parțial până la anul 1928 până în 1928, dar lipsește tocmai perioada, cea mai mare parte a perioadei petrecute de la Balcic până la moartea ei în 38, în 1937 a fost ultima oară, de fapt. Așa că am găsit foarte multe în jurnalul Reginei Maria, sunt vreo 1000 de file referitoare la Balcic. Dar e foarte întins jurnalul Reginei. Da, este imens. Sunt vreo 100 de caiete, începe în 1916, la început chiar în ziua când România a intrat în război, în august 1916, și l-a dus până în preajma morții ei, în vara anului 1938. E foarte, foarte detaliat. Deci am găsit multe despre Balcic acolo și sigur am cercetat în multe alte locuri. Și arhiva Balcicului, atâta cât mai e, atunci s-a evacuat în condiții dramatice, cine știe cum s-a risipit, cum s-a pierdut, cât s-a păstrat, e acum depus la arhivele județului Ilfov. Și am găsit acolo arhiva primăriei din Balcic, incompletă, dar cu unele părți care sunt foarte interesante, de asemenea arhiva gimnaziului românesc din Balcic. Sunt mai multe instituții care din Balcic care își au arhivele lor, da. Și unde se găsește acum jurnalul Reginei Maria? Jurnalul Reginei se găsește la Arhivele Naționale. Am înțeles. Vis-a-vis de și cine a spus că a publicat o parte din el? Da, s-a publicat o parte, da. Până din 1919, deci nu s-a publicat încă perioada războiului, și până în 1928. Și unde a apărut? A apărut la diverse edituri, ultimile volume au apărut la Polygon. Și așa a simțit dumneavoastră, ați înțeles fascinația pe care o aveau, pictorii, de pildă, sau da, pentru pictorii era peisajul, nu numai peisajul natural care se vede și astăzi, dar și ceea ce astăzi se vede mai puțin sau deloc, peisajul uman. Erau toate comunitățile astea, turcii, tătarii, care își păstrau îmbrăcămintea, obiceiurile, deci era o umanitate foarte, foarte diversă, foarte pestriță la Balcic. Acum s-au mai uniformizat lucrurile, sigur că asta e civilizația modernă, dar pe pictor asta i-a atras, sigur, pitorescul foarte accentuat al locurilor. Și era și o descoperire, că spuneți că românii erau cumva continentali, își reprezentau peisajul ca da, fiind continental. S-au apropiat târziu de mare românii, odată cu Dobrogea, dar și atunci au opus oarecare rezistență. N-a fost mare bucurie în momentul când Dobrogea a intrat între frontierele României, că era oarecum pierderea suferit atunci sudul Basarabiei, pe care
l-a reanexat Rusia și, în schimb, ca să zicem așa, România a primit Dobrogea. Deci necazul a fost mai mare pentru pierderea Basarabiei Sudice decât a fost bucuria pentru Dobrogea. Dar treptat s-au apropiat românii de mare, iar când au descoperit și cadrilaterul, entuziasmul a fost de plin, fiindcă e într-adevăr mai spectaculos țărmul maritim. Capul Caliacra e un țărm extrem de pitoresc. Și diferit de litoralul... Da, litoralul nostru e mai plat, da, nu, arată sigur mai spectaculos. Și Tonița spunea dimineața, vede, nu știu ce, o lumină irizată, e foarte bună pentru... Fiecare pictor vede în felul lui. Pentru Tonița, oricum, Balcicul a însemnat foarte mult și implicit pentru pictura românească. E perioada de maximă creație a lui Tonița. Personajul central al cărții e, fără îndoială, Regina Maria și toată istoria românească a Balcicului. Da, deși țin să precizez că nu e o carte despre Regina Maria, dar într-adevăr, dintre personaje, sunt și alte personaje importante, Regina Maria e ceva mai prezentă și fiindcă e Regina Maria și fiindcă a jucat rolul pe care l-a jucat atunci, dar și prin informația de care am dispus. Într-adevăr, jurnalul Reginei Maria e o piesă centrală în informația pe care am putut să o aflu cu privire la Balcic. Bine, dar ea, practic, a descoperit locul. Nu a descoperit ea. Locul au descoperit pictorii mai întâi. Alexandru Sadmari, Iser, încă din 1913, din toamna anului 1913, la puțin timp după pacea de la București și anexarea cadrilaterului, pictorii își fac deja apariția. Petrașcu, de asemenea, deci Teodorescu și... primii exploratori. Da, pictorii sunt, cu mult înaintea Reginei Maria. Regina Maria se îndrăgostește de Balcic în 1924. Și, într-adevăr, se îndrăgostește Luleaca, să zic așa. De ce spuneți asta? Și care ar fi motivele îndrăgostirii? Ăsta e un subiect delicat. De ce ne îndrăgostim de ceva sau de cineva? E complicat, e un mecanism psihologic. Dar la Regina Maria mai trebuie spus că îi amintea Balcicul de loc unde își petrecuse câțiva ani din copilărie, în Malta. Deci tot așa un peisaj stâncos, mediteranean, tatăl ei, al doilea fiu al reginei Victoria, a fost la un moment dat comandantul flotei britanice din Mediterana, cu sediul în Malta, și își amintea de frumoși ani ai copilăriei petrecuți în Malta și îi semăna Balcicul cu peisajul mediteranean al Maltei. Și a fost o hotărâre destul de bruscă și dusă până la... Da, mai ales că mai pusese o dată pentru o oră, o trecere rapidă în 1915, când îi plăcuse Balcicul, dar nimic mai mult decât atât. Acum, revenind în 1924, a fost cucerită de Balcic și a construit castelul și un întreg domeniu, sunt multe pavilioane, sunt vreo 20 de clădiri pe domeniul Reginei Maria. În carte alimentați mitul Reginei Maria apropiată de oamenii simpli, cu înțelegerea... Da, nu cred. Eu sunt vaccinat împotriva miturilor. Nu vă fie teamă că o să cadă în mitologie. Nu, e chiar realitatea care rezultă și din jurnalul reginei și din fotografii care s-au păstrat. Se plimba prin Balcic, stătea de vorbă cu oamenii obișnuiți și cu turcoaică care o vizita, îi aducea ouă proaspete, fructe, flori, stăteau de vorbă, e un fel de a spune că turcoaica nu știa românește și Regina Maria sigur nu știa turcește, dar se simțea foarte bine împreună cu ea. Și intra în casele oamenilor... Da, intra. Da, și nu făcea doar așa de publicitate, cum să spun, era felul ei de a fi. Era maestoasă pe de o parte, dar era și foarte, avea un registru foarte larg, Regina Maria, în relațiile cu oamenii. Se simțea bine și cu oamenii foarte simpli. Și anturajul era destul de bogat la Balcic. Și au vizitat mulți pe Regina Maria, sigur că da, și din rudele ei mai apropiate sau mai îndepărtate, surorile ei și alții, și personalități de tot felul, și oameni politici, personalități, eu știu, culturale, literare. Paul Morand e la un moment dat la Balcic și mulți, mulți alții, sigur. Dar are și oamenii ei fideli, loiali, care... Da, este generalul Svidine, care a fost aghiotant și, bine, unii spun și amant, dar despre amanții Reginii Maria se spun multe și fiecare
apreciază sau îi numără, după cum crede de cuvință. A avut o relație apropiată de prietenie, de mare simpatie și cu unul dintre primarii Balcicului, George Fotinou, în anii 30. Da, era o ființă, cum să spun, sentimentală și chiar pasională, Regina Maria, și ținea foarte mult la relațiile cu oamenii. Sunt foarte intense la ea relațiile cu oameni de tot felul, din toate categoriile. Și când descrieți întâlnirea cu George Fotinou, e o întâlnire plină de emotivitate. Da, e scoasă în întregime că n-am avut alte surse din jurnalul reginei. Deci regina însă își mărturisește că a simțit ceva. A simțit nevoia să scoateți, cum să spun eu, scena aceea ca fiind reprezentativă pentru temperamentul. Da, da, păi este reprezentativă, da, sigur că am pus-o în evidență, că merita să fie pus în evidență. Vorbiți și despre prietenia reginei cu cela de la Vrancea. Da, da, au fost foarte, foarte bune prietene. Regina o iubește tare pe cela de la Vrancea, se simte foarte, foarte bine cu ea. În 90, parcă, sau 91, când a fost acel recital cu cela de la Vrancea și care a făcut foarte multă vâlvă, cred că puțină lume mai a făcut atunci legătura între regină și... Da, fiindcă trecuseră zecile de ani de comunism, că nu s-a mai vorbit despre lucrurile astea, nici cela de la Vrancea, care și-a publicat tot felul de amintiri, n-a mai pomenit în amintirile ei că nu putea să o facă. Deci lucrurile astea s-au șters aproape complet din mintea oamenilor, însă relația a fost foarte apropiată între cele două. Descrie și așa numitul complot de la Balcic. Da, n-a fost mare lucru. Deci, după venirea lui Carol în 1930, e vorba de 1931-32, o întâlnire între regina și mareșalul Averescu, sunt nemulțumiți de Carol și regina, care e marginalizată de fiul ei, și Averescu, care ar fi vrut să revină la putere, și discută și ei cam ce ar fi de făcut ca să-l convingă pe rege să-și schimbe atitudinea, să schimbe politica, și asta au numit unii complotul de la Balcic. A fost mai curând bârfa de la Balcic, eu știu. Dar în realitate arată și relațiile între regină și regele Carol, nu știu, spuneți la un moment dat, în ciuda păstrării unor aparențe, raportul dintre mamă și fiu se deteriorează, da, fără încetare. Carol e un monstru, îl caracterizează regina în jurnal, parcă ales de soartă pentru a distruge România și pe noi toți împreună cu țara. Spuneți. Da, e foarte nemulțumită regina de faptul că e dată la o parte, cum să spun, tratată fără menajamente, îi se reduce și lista civilă și așa mai departe. Are multe motive de nemulțumire. Cum ai că îi se reduce lista civilă? Păi suma care îi se acorda pentru a-și ține rangul, cum să spun. Doamnele de onoare și așa mai departe, toate cheltuielile. Deci lista civilă este salariul unui rege sau unui membru al familiei legale. Da. Da, are multe motive de nemulțumire. Și care ar mai fi fost altele? Și relația lui Carol cu Elena Lupescu, bineînțeles, divorțul de regina Elena, mama regelui. Elena Lupescu trece pe la Balcic? O, Elena Lupescu, bineînțeles că nu, cât timp trăiește regina. După aceea, când Balcicul revine lui Carol al doilea, ca moștenitor al mamei sale, am relatat scena în 1900, în toamna anului 1938, la puțin timp după moartea reginei, într-adevăr, Carol vine să-și ia în posesie domeniul și vine împreună cu Elena Lupescu. Și ce părere are Elena Lupescu? Excelentă, excelentă, dar mă întreb ce părere ar fi avut Regina Maria de această venire la scurt timp după moartea ei. Ce mai păstrează astăzi Balcicul din istorie? Din istoria și din... Nu, se mai păstrează legenda. Ceva din casele construite de Henrietta de la Vrancea Jibori, sora celei de la Vrancea, care e mare arhitectă a Balcicului și care a găsit un stil la Balcic, un stil care îmbină modernitatea cu tradiția arhitectonică a locului.
Din păcate, multe s-au distrus, s-au dărâmat, dar tot se mai păstrează unele vile. Grecina era foarte împotriva modernismului, vrea să Da, sigur, să păstreze pe cetea. La un moment dat e bucuroasă că primarul Fotinou adoptă proiectul ei pentru un hotel în locul unui proiect. Se punea problema ca Fotinou să nu adopte proiectul reginei, da. Bun, și că întreba ce se păstrează, se păstrează în principal domeniul reginei aproape în întregime. Și e bine păstrat? Da, e bine păstrat și cât se poate de exploatat turistic acum. Și relata și câteva legende. Astea sunt legende bulgărești, legende urbane, cum să spun, care n-au nimic de a face cu realitatea. Dar sunt un semn că regina este prezentă, cum să spun. Cât timp funcționează mitologia, înseamnă că lucrurile merg bine. Că există interes pentru un subiect sau pentru o persoană. Și la ce carte lucrați acum sau ce carte tocmai ați terminat? Deci tocmai am terminat o carte, nu de mari dimensiuni, un eseu despre primul război mondial. Și ce va cuprinde sau care e miza cărții? Da, miza cărții este o reluare a interpretărilor, deci e vorba de diverse paradoxuri ale primului război mondial, de interpretări, de reinterpretări. Deci nu e o istorie evenimențială a primului război mondial, ci un eseu în care încerc să explic, să aduc o contribuție de natura interpretărilor la ceea ce s-a întâmplat atunci. O carte care o să apară peste 2-3 luni, fiindcă sunt 100 de ani, se împlinesc 100 de ani de la izbucnirea primului război.